Salutare toată lumea și bine am găsit la un episod de Minecraft. Deja am pus ești timerul perfect. Am găsit la un episod de Minecraft. Bă, fraților, m-am hotărât când o să pun mapa la download. O să pun din 50 în 50 de episoade sau din 100 în 100. Nu știu, depinde cât o să ținem noi seria asta. Deci, da, nu o să punem chiar din așa 10 în 10, că o să fie prea mult de aplaudat și, na, pana mea, v-ați prins voi. Deci, nu o să punem din 10 în 10 episoade. O să punem din 100. 100 sau din 50 în 50. Depinde cum vin și eu cu timpul și alea. Nu știți că o mapă când o faci, pui un bloc, îți crește 500 de mega. Deci, na, nu chiar așa. Hai să zic că mapa asta are 500 de mega sau 400 de mega acum, dar o să crească în timp ce o să fac construcții și chestii de genul, așa că nu. Bine, nu cred că are 500 de mega, dar totuși e destul de mare, deci plus că pe Mediafire știți cum se încarcă chestiile, așa că da. Deci, ce vreau să facem acum este să reparăm un pic pe aici la casă. Uitați, aici dita mai creeper o bubuit. Mie îmi place că aici nu am reparat nimic. O să mergem undeva departe, o să-mi iau ceva lopățică de fier, dar nu găsesc nimic. N-am fier. N-am lemn. Oh my god, n-am lemn. Hai să mergem să luăm niște lemn. E foarte grav că n-am lemn. Lemnul e printre cele mai importante chestii. Mâncare e cea mai importantă, după cum am zis, dar lemn e printre cele mai importante chestii. Pe locul al doilea sau al treilea, deci nu e bine deloc. Deloc, deloc nu e bine. What? Gata. Așa. O să iau mai mult lemn deoarece, na, am nevoie de ceva. Și după cum v-am zis, o să mergem undeva destul de departe să luăm pământ, unde nu o să ne deranjeze nimic. Perfect. Și cu foarfeca aceea care am făcut-o atunci jos, fac niște frunze de la copac, să fac o casă în copac, ceva de genul vreau să fac, dar habar nu am, ne mai gândim. Așa. Abețe. Două lopătici. Perfect. Acum o să punem tot aici. Și mergem să luăm niște pământ. Dar o să mergem fix încolo. Adică să-mi văd și eu casa. Că e zi și nu o să se vadă torțele, așa că da. O să avem nevoie să știm unde e casa. Dar undeva unde nu pot să văd eu din casa. Deci ar fi ciudat să pot să văd cum am distrus și chestii de genul. Ar fi foarte nasol să așa să mă aranjez mai bine pe scaun. Uite, de aici nu undeva ar trebui să iau. De acolo. Uite, de aici vreau să iau niște... Bine, nici aici nu vreau să distrug. Poate să ajung și pe aici. Dar așa. De fapt, știi ceva? Cine naiba ar veni aici? Nu vin aici deocamdată, așa că o să distrug aici. Deci, hai să vedem. Perfect. O să iau așa ca să reparăm, știți? Acolo, la noi, acasă. Vare genul și mai zicem și așa în jos. De fapt, noi să distrugem totul, să nu ne pese, pentru că avem nevoie de foarte mult și dacă fac așa, se economizez că nu o să ajungă niciodată. Ia, se vede casa de aici. Nu se vede, că-s copaci. Ia, permiteți să urc aici. Să se vede? Ia, uitați-mă ce frumos se vede, vedeți? Știam eu că o să se vadă, pentru că trebuie să știm unde e casa, nu? Foarte important e să știu unde e casa ta, deci... Asta trebuie neapărat să știu. Deci...
Cred că atâta, după ce spargem asta, mergem acasă. Poate să-și mă prins, auzi ceva. Să fiu sigur că nu e de la videoclip, sau what? Gata. Mi s-a uploadat la videoclipul anterior pe YouTube, adică s-a fost pe nelistat, cred că e pe nelistat, da? Da, e pe nelistat, adică eu le pun pe rând, nu le pun pe toate deodată și eu filmez, adică voi când vedeți episodul 1, eu sunt la episodul ăsta, adică episodul 1 l-am pus acum jumătate de oră, dar eu sunt la episodul 7, deci eu filmez multe episoade într-o zi, ca după aia să am pentru mai multe zile, știți? Bine, o să postez vreo 2 episoade, 3 pe zi, din survival, când o să mai avanseze seria. Ca să fim ca lumea, așa, dacă știți ce zic. Dar, da. Bine, la un moment dat o să încheie seria, n-o să avem ce să mai facem și o să încheie seria, dar... Știți ce idee am eu? Facem ca un fel de mină secretă cum e asta. Dar să facem încolo și să fie ca un fel de chestrum, dar să facem de aici, știți, din spate de aici, facem ceva de genul ăia, uitați-mă. Uitați și învățați. Dacă, uite, ceva de genul. Și se dau de groapa aia aici undeva. Ia uitați, asta e groapa. Ceva de genul, vedeți? Să facem aici ca un fel de bază secretă și chestii. Am eu multe avioane ca băieți, ce știți voi. O să facem atâtea chestii în lumea asta de survival. E atât de șmecher. Hai să spargem. No! Să nu spui că aici e apă. Cred că am dat în generatorul. Nu, n-am dat în generator. Aici undeva trebuia să fie apă. Vă zic că aici trebuia să fie apă undeva. What? Nu știu de unde a picat apa. De acolo. Nu știu de unde a picat apa. Punem aici. O să facem destul de lată camera asta. Aici cred că o să fie camera cu chesturi ca să fie ceva ascunsă și... Cred că nici măcar nu o să se vadă. Dacă mai pun acolo un chest, ceva, ia fiți atenți. Aici se observă dacă mai... Dacă pun furnalul ăsta... Aici. Și vin cu chestul ăsta. Chestul. Perfect. Și pun ceva de genul caput, nu mai știe nimeni nimic. Ia, să vedem. Dacă merge. Eu dacă aș fi nou în casă, nu cred că aș veni să mă uit direct aici, adică ar veni așa, pana mea, ce face, salut, salut, și aici, secret! Da, ceva de genul. Trebuie să mai fie multe chestii, multe, sau să fie o cameră ascunsă, adică să sap și pe sub casă și chestii. Stați. Cred că mi-am pus lopățica acolo. Da. E ceva de genul. Un etaj mai sus nu se poate, așa că o să sap eu un etaj mai jos. Ceva de genul. Ca să fie 3 blocuri totuși, că acum n-ai ce să faci, 2 blocuri, nici nu poți să sari. Vă știți ceva? Sap cu ăsta că e mai rapid, mult mai rapid. Ia, ceva de genul, vedeți? Wow, ce frumos arată. Face și aici, și aici, și aici. Și uitați-mă. Și acum ai ceva de genul... Na. Și o să facem cu lemn aici, că nu știți voi că nu-mi place direct dirt din casă. Avem aici mult lemn, deci... Spargem aici și o spargem și pereții imediat. Aici, da, deocamdată. Da, și acum, și acum, și acum...
Ia, vedeți? Și aici, bă, cred că o să fac toată încăperea asta din lemn. Sau? Să fie ca un fel de cameră secretă să nu fac din lemn. Ia, stați așa. Casa asta e bestială care am făcut-o. Nu știu de ce, dar e bestială. Cred că o să arate urât afară dacă pun lemn. Adică o să pară ciudat și... Dar oricum o să ningă și cum o să se pună zăpadă peste și nu o să se mai observă, să fie ceva de genul, vedeți. Și uite aici deja o și s-a și făcut cu flori, asta cu flori, nu. De fapt. Așa, și nu se observă că e acolo nimic. Și acolo, fiți atenți. Mă duc mai încolo, cu locoței ca mea magică. Uitați aici. Așa, și fac ceva de genul. Și n-am cum să fac step-uri, cum ar veni. Nu se pot face step-uri, dar mai am și o altă idee. Nu pot să fac așa un fel, să fie lipită, chestia, like. Sau cred că am o idee, dacă lovesc în pământ. Dacă pun așa, vedeți că se dă seama. Să zicem că aici e mai înaltă zăpadă, așa că o pica de pe casă și chestii și totuși am ascuns destul de bine și o să zăvăm și un pic spre casa, adică să fie un pic sub casă. Dar să arate frumos, adică să fie așa spionaj, chestii și mă spionez pe mine însumi, să mor eu. Bă, fraților, oricum, noi o să încheiem aici episodul, că gen finul de ceva timp. Sper că v-a plăcut, nu este asta, să vă spun să subscribe și ne vedem data viitoare. Bye, bye!